Domnule Osatăi, vreau să vă expun o problemă prin care trecem noi. Când am înțeles că nu este posibil să devenim părinți naturali, am decis să adoptăm un copil. Cu cât de entuziaști eram la început la procesul de adopție, cu atât de dezamăgiți suntem astăzi. Sunt aproape 4 ani de luptă continuă cu birocrația și instituțiile. Am fost la limită, când pur și simplu am vrut să renunțăm și credeți-mă că în această situație, ca și noi, sunt foarte multe cupluri. Vă rog, când ajungeți în Parlament, să faceți niște simplificări la legea cu privire la adopție. Și atunci, cu siguranță, mulți copii din orfelinatele și casele de copii pot avea șansa să crească într-o familie unde acestui copii să-i se poate oferi tot ce e mai bun. Dragoste, educație, studii, pur și simplu, o viață mai bună. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru decizia familiei dumneavoastră și la toate familiile care au avut așa o dorință, au decis să înfieze un copil și eu tot timpul am urât și o să urăsc toată viața mea tot felul de načelnici care unii din asta făceau afaceri. Eu țin minte foarte bine în anii 90, când eram student la Lecco Rousseau Bells, tatăl meu cumva era implicat în unele procese care mergeau cum mergeau și dacă nu greșesc, pe timpul lui Lucinski, de pe timpul lui Lucinski a început anual să se complice toate aceste procese, cu oamenii care după 2 ani de zile, care după 4, care după 5, au lăsat mâinile în jos și numai, deoarece au înțeles că nu mai au nicio șansă. Eu astăzi mă închin în fața dumneavoastră ca sunteți înțeleg cu o familie care luptați, ați spus, de 4 ani. Mie îmi pare foarte rău de toate întâmplate și sunteți bravo că după 4 ani de zile n-ați lăsat mâinile în jos așa ca alte familii. Eu o să fac așa, că o să trebuiască înfiați toți așii care au condus țara până în ziua de astăzi. Și cei ce ține din fierea copiilor, care, într-adevăr, eu știu ce înseamnă casă de copii, am dus în viața mea la mare, nu sute, dar cred că deja mii de copii, că am început această tradiție încă în anul 2010-2011. Și eu vedeam cum zeci de copii, pe mine mă numeau tată, deoarece eram unul din primii oameni maturi care ei le-au văzut în față în afară educatorilor și profesorilor care au. Noi vom face tot posibil ca fiecare copil în Republica Moldova, fiecare familie în Republica Moldova care își dorește să aibă un copil, să-l aibă. Și credeți-mă că ce ține de cum a luptat cu nocealnici și birocrație, eu am cea mai bună experiență. Dumneavoastră, vă mulțumesc și mă mândresc că sunt așa oameni în Republica Moldova. Sunteți bravo! La noi tăți spun că nu sunt copii, malinca răждаемость, că сегодня diaspora, люди уезжают в диаспору. Вы ничего не делаете сегодня даже для тех, кто хочет сегодня заниматься детьми, сиротами, и готовы их усыновить, удочерить. И в том числе вы не хотите легализовать даже граждан иностранцев, которых уже тут жены, дети, у некоторых уже даже внуки. Аста есть у проблема ностры националы, касанцалезись. Ланой начальнич дела не вел медиу, поначал полнокондущера статулы, с маймулц, decât oamenii care într-adevăr vor o schimbare și pentru dânși, și pentru țară, și pentru acești copii. Bravo! Eu cred că noi când o să organizăm deja, o să fie o ședință Comisiei Parlamentare pe acest domeniu, eu vă promit că dumneavoastră prima o să veniți cu un discurs în fața acestei comisii ca să le povestiți la toți, la o țară întreagă, prin ce trec familiile care vor să aibă un copil. Și deși în 4 ani de zile problema asta nu a fost hotărât, așa că vă aud o țară întreagă și cineva să surzească, mai ales cei care s-au bătut joc de dumneavoastră.